Avocatul care se ocupa de cazul meu a venit, m-a preluat, a fost dus într-o celulă și mi-a spus, zice, Mai Mario, cum spunea el în spaniolă, măi Mario, nu mai pot face nimic pentru tine, de data asta nu mai pot face nimic. Ai șapte ani, acceptă șase și asta este. Îți accepti destinul. De aici numai Dumnezeu te va scăpa. Și așa o și fost. În timp ce eram acolo în sală, a intrat o persoană cu un plic, atât am zărit. Eu am fost din nou dus la subsol și după aproximativ jumate de oră am reintrat în sală. Dar că acum îl văd pe procuror, s-a uitat la mine roșu, așa ca o roșie și o zis, nu mai înțeleg. Avea un plic alb în față și a zis, uite, de astăzi înainte ești liber. Deci ți-e o voce ți-a vorbit da? să mergi la biserică. Da, exact. Și fără dar și poate, și acum eram îmbrăcat, nu mai mi-aduc aminte exact. Am plecat. Biserica locală de atunci din Elce era aproximativ la 5-6 km de distanță de unde locuiam. Pot să zic că am ajuns într-un minut, nu știu cum. Salutare oameni dragi, Domnul să vă binecuvinteze. Iată-ne la o nouă discuție. Astăzi o să aflăm o poveste de viață, poate unii ați văzut-o, poate unii nu. Astăzi o să descoperim viața unui evanghelist. Astăzi evanghelist, l-am cunoscut cel mai bine anul trecut, în timpul evangelizărilor care le-am avut noi în zona Brăilei. Marius Straniș. Marius, mulțumesc mult că ești împreună cu noi. Mulțumesc pentru invitație, Cristi. Mă bucur să iau parte la proiectul acesta și Dumnezeu să binecuvânteze. Eu mă bucur mulțumesc. mult că ei parte împreună cu noi. Astăzi vreau să te redescoperim cei care mai știm câte ceva despre tine, alții să te descopere pentru prima dată, ai o mărturie de viață puternică. Spune-ne puțin, ce faci, cum ești, alergi? Da. Evanghelistul ce face? Uh, evanghelistul aleargă. Asta e uh, chemarea lui, prioritară și este o onoare să putem alerga pentru Dumnezeu în generația noastră. Uh, din ce zonă te tragi? Din to zona Radului de undeva. Da, da. Din județul la Rad mă trag. Am născut la Rad, am copilărit la Galșa, până pe clasa a patra, mai apoi m-am mutat la Pâncota. Deci ai vizitat multe locații din Arad. Exact, exact. <laughs> Ești dintr-o familie de credincioși. Hai să descoperim puțin viața ta. Da, dar vin într-o familie frumoasă, părinți credincioși, cu încă șase frați, suntem șapte băieți de toți, o familie binecuvântată, o familie unde am, am gustat încă de mititel, să zic așa, lucrarea Domnului, misiunea, o familie implicată cu tată cântăreț, cu frați mai mari slujitori, o familie deosebită. Dacă vă cântăreți de aia, aveți voi frați cântăreți acum. Da, da. <gânt> da. Ești cel mai mare dintre ei sau nu. nu. Eu sunt al patrulea. Al patrulea? De sus în jos, cum ar veni. Uh. Da. Uh, hai să povestim puțin de copilăria ta. Da. Ai fost într-o familie de credincioși, l-ai cunoscut pe Domnul de la început sau cum ai făcut? Uh, Nu pot să zic de la început. A fost perioada copilăriei ca și oricare alt copil. Am luat parte la slujbile bisericii, școală dominicală, învățături bune, dar... Uh, la nivelul meu de atunci, clar că nu a fost suficient, dar da, am copilărit într-o biserică creștină pedicostală. Înțeleg că ai fost într-o familie de creștini, de credincioși, dar din mărturia ta care am auzit-o, uh, ai plecat din biserică. Care au fost motivele? Da. Uh, întotdeauna există un motiv bine, definit, ascuns. Motivul meu, să zic așa, a fost unul oarecum banal, ciudat. Alții probabil s-ar gândi, măi, de la o chestiune atât de minoră să pleci. Acum, plecarea nu a însemnat că m-am supărat pe biserică, pe păstor și am plecat. Nu, au fost proprii, propriile mele păcate ascunse care m-au determinat. Dar motivul a fost uh, uh, lipsa de înțelepciune a unor oameni care au profitat oarecum de alți oameni și îndeoseb de tatăl meu. Ce s-a întâmplat? Uh, noi fiind mulți copii acasă, șapte băieți, șapte băieți mănâncă destul de mult, <laughs> <laughs> tatăl a, a fost nevoit să muncească foarte mult, chiar și două joburi, trei joburi să, să aibă, până au crescut frații mei mai mari, dar uh, s-a întâmplat o chestie foarte, foarte actuală și contemporană tata muncea pentru cineva, chiar dacă era creștin, și acel om nu îl plătea pe tati. Să nu zici că omul ăla era și credincios. 100%, da. Era și în biserică, avea propria firmă și oarecum, așa să o zicem, într-un limbaj mai modern, mai românesc, oarecum avea foarte multe țepe, să zic așa, un buzunar la activ și, uite că datorită lui, a suferit familia mea. Vezi că asta mă doare foarte tare. Într-o vreme în care... în vremea asta în care trăim, mi se pare că ne complacem foarte ușor cu păcatul ăsta. Am văzut atâtea mărturii rele. Hai să, să, o ascultăm pe a ta. Sper să, 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 o trec cu bine. Da. Din păcate, asta e o tragedie ce se întâmplă. De ce se întâmplă? Merge la lucru... Da, muncea foarte mult și ca și oricine. În ce domeniu? În domeniul construcțiilor, un bărbat harnic, un bărbat cu capul pe umeri, care niciodată nu și-a permis să facă rău cuiva, a muncit și, efectiv, la, la final de săptămână sau după finalizarea unei lucrări, nu mi se plătea. Și eu prindeam discuțiile părinților mei, adeseori, din casă. Din casă, pe tema asta, pe linia asta. Din nou nu te-a plătit, din nou nu avem, din nou nu se gândește la noi și toate. Uh, lucrurile astea, toate aceste realități uh, smulgeau ceva din mine. Bunătatea și credința mea și nu îmi venea să cred ce se întâmplă. Wow. Puh. Chiar fiind copil. Bun, și ce gândeai tu ca și copil? Uh, Asta la câți ani? 8-9 anișori aproximativ. Deci copiii înțeleg tot. Sunt... De fapt, spunea cineva că uh, copiii sunt niște copii ale părinților. Da, suntem ca un burete care absorbim foarte mult. Ce era în inima ta? Uh, multă, mult deranj, mult disconfort, multă ură la un moment dat. Și ce s-a întâmplat? Uh, păi totul a generat într-o într mentalitate necreștină, nebiblică, dorind să cresc dată dacă puteam oarecum să fac ceva să. Eu povesti... Ajung la 20 ceva de ani să mă dezvolt, să pot să fac ceva împotriva acestor lucruri, făceam, dar uh, am trăit ani de zile cu drama asta în inima mea. Cu trauma asta. Cu trauma asta, exact. Cum vă descurcați în perioada în care nu aveți bani? Uh, foarte greu, dar am fost un copil care am trăit, pot să spun, sute de experiențe cu Dumnezeu pe linia asta a purtării de grijă în familia noastră. Spune-ne Domnezeu, văzând ceea ce se întâmplă, nu a lăsat căminul nostru, căminul nostru lipsit de pâine, de apă, de îmbrăcăminte, să ai atâția copii și la școală, cei mai mari la facultate, e nevoie de resurse. Păi pot să spun anumite experiențe, de pildă din toiul iernic, atunci era mai greu, ne neavând atât de mult muncă, am trăit experiențe, efectiv minuni, ne trezeam la poartă cu oameni care ne aduceau plase de mâncare sau lemne pentru a ne încălzi. Deci, tai că tu muncea, voi nu aveți resurse și nu aveți da. mâncare. Da, da. Și Dumnezeu, într-un mod uh, providențial, se ocupa de căminul nostru într-un mod deosebit. Și asta m au impactat. Voi copii încerca să îi ajutați cu ceva? Măi, da, normal, <laughs> ca orice altcum. Acum eu eram mai mic, dar frații mei mai mari, da. Încercam să punem umărul cât putem, părinții ne solicitau și pe noi la treburile casei, da în măsura potențialului fiecăruia. Presupun că toate lucrurile astea aduceau o presiune în plus asupra voastră. 100 da. Și ați avut momente în care, de exemplu, deși fiind creștini, ați derapat, ați început să faceți lucruri care uh, -erau îngăduite. Chiar dacă a fost greu și experimentam lipsa în cămin, niciodată părinții mei nu, nu au derapat înspre a face lucruri ilegale sau a a ne câștiga existența într-un mod nedem de Dumnezeu și de, de creștinism. Niciodată. Am așteptat prin rugăciune, prin post. La noi în casă se făcea săptăm săptămânal cer de rugăciune și Dumnezeu lucra. Foarte fain. Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Amin. Uh, cum ai plecat din biserică? Uh, asta a fost cauza numărul unu? Da, asta a fost... Normal, o cauză minoră, dar care a luat amploare la fel ca un a să spunem așa. Bine, și cum s-a întâmplat? Că mă gândesc că e un proces, nu e doar un da, moment un și proces. gata. A fost un proces. După terminarea claselor 1-8, tatăl meu era deja plecat în Spania la muncă, pentru că pe vremea aceea, în 2000-2001, s-a deschis oarecum ușa posibilitatea ca mai mulți. Părinți din biserica locală să plece pentru un trai mai bun, nu neapărat pentru a face misiune, okay. specific asta clar. Da. Tatăl meu nu a plecat că să facă misiune, ci a plecat ca să ne poată întreține. Tatăl meu fiind în Spania, eu cu fratele meu mai mare decât mine, cu doi ani, am plecat și noi. Cu el. În Spania, da. La aproximativ 3 ani de zile după plecarea tatălui meu. Dorim să continuăm acolo, școala și. Câți ani aveai? Uh, 17 ani. La 17 ani te dus în Spania? Da. Nu să muncești. Mă, nu să muncești, să faci școală. Să faci școală. Păi, după cât da. câte știu eu că am, am stat un pic în Spania, uh, școala de acolo e mai ușoară ca aici. Uh, da, da. La mine școala dura foarte puțin în Spania, doar două săptămâni. Au. Oh. Da, păi... de acolo a început declinul meu. Păi, eu aveam în inimă, nu tream altceva. Aveam o pâine mucegăită, să spun, care, pe care o țineam de ani de zile, din anii copilăriei văzând situația din casă, eu mă gândeam, măi, nu vreau să ajung așa, să muncesc și să nu mi se plătească, așa că nu tream altceva. M-am așteptat momentul. Bun, ce anume? Păi să fac bani. Să fac bani câți mai mulți, să ajung cineva și apoi să mă întorc să mă ocup de cei care i-au greșit tatălui meu. S-a fost un vis să te răzbun. al meu, să mă răzbun. Exact, răzbunarea. Da, pentru că am văzut atât de multă suferință, în cămin, în inima părinților mei, întrucât m-a determinat să gândesc așa, într-un final. Puh, bun. Și ce metode ai găsit de, de a face bani? Da. Uh, păi fiind adolescent, automat, uh, având visul ăsta în inimă, uh, m-am atașat de colegi, de prieteni, m-am început să îmi formez anturaje, chiar dacă nu știam încă limba, uh, și pe. Uh, pentru un alt limbar, să zic așa, oarecum de stradă, -am, am început să cunosc persoane care m-au ajutat oarecum să cresc în, în a gândi cum să fac bani. Bun, dă-ne câteva metode. Păi... care le gândesc tinerii. Da, poate și astăzi au aceeași gândire, mulți dintre ei, și trebuie să le, astăzi trebuie să descoperim lucruri de care trebuie să ne ferim. 100%. Uh... Păi, mi-aduc aminte că eram într-o zi în școală, înainte să fiu matriculat, și un băiat spaniol uh, m-a întrebat ce fac, cu ce mă ocup, ce am de gând, așa pe engleză, mai pocit, cum știam, și am zis, mai eu vreau să fac bani. Și atunci, da, șocant, cum, străine într-o țară străină, nu tu rădăcini adânci, nu tu cunoștințe, vrei să faci bani, da. Atunci am luat cu el, am început, tot început cu o joacă, să spunem așa. Și am început să, să furăm, efectiv, din stânga-dreapta, tot felul de chestii minore la început, ca mai apoi să le vindem tot în școală. A fost un fel de joacă noastră, să spunem așa, iar care mai târziu o condus spre altceva. Și mult mai mult mai greu și mult mai dureros. Hai să-i povestești tu, puțin părinți. despre asta. Da, de fapt, eu o inclinația pentru... Uh, a luat ce nu mi aparține, a început încă din, din România, să spunem așa, trăind acele traume în casă, din păcate, din nefericire, mi-a fost alimentată firea și am început să mă gândesc, măi, hai să fac. Și totul începea cu magazinul din colț, mi-aduc aminte, din Galșa, unde era o bătrânică și o doamnă, și în timp ce eu îi ceream anumite lucruri de, la, de pe raft, întindeam, luam o gumă, o bomboană fără să știe și așa mai departe. așa mi-am alimentat. Așa a pornit. Așa a pornit totul. De la o gumă turbo, cum era pe vremuri, la mașini adevărate, să spunem așa, mai târziu după ani de zile. Da. Bun, hai să revenim la Spania. Ok. Cum au decurs lucrurile? În Spania o decurs totul foarte repede, să zic așa. Chiar acum stând și gândindu-mă și analizându-mi viața din trecut, Anii au zburat mult mai repede, fiind în mediul ăsta al întunericului spiritual și moral. Fiind în anturaj, mai o țigară, mai o bere pe ascuns, mai lipsă de la biserică și... Deci și în Spania frecventai biserica și mergeai împreună cu tatăl tău. Da, simt, normal, -a? la început, da. Și apoi, uh, mergând acasă, tai că tot nu te vedea. Mă, mă vedea, mă mirosea, <laughs> pentru că fiind în anturajul unde umblam, normal că se fuma, atunci mă îmbibam întotdeauna, mă întreba cu durere ce se întâmplă, de ce nu vii la adunare, începea să mi reproșeze. Da? Cum ai crescut la noi? Ce ai văzut la noi în casă? De ce te duci cu, copiii ăștia, cu tinerii ăștia? Dar nu am mai avut cu cine. Pentru că am fost atât de încăpățânat, dorind să văd visul, realitate, încât uh, nu m-am mai putut opri. Bun. Hai să revenim. Vreau... De-aia ți-am de -ți pus întrebarea, că vreau să vedem cât de repede se poate ajunge de la o stare la alta. Da? Da. Adică nu trebuie mult timp ca să decazi. Absolut deloc. La mine o decurs totul foarte repede. Din momentul ce am intrat în antorajul ăsta de copii străini, nu doar spanioli, pot să zic că... În 2 ani jumate, 3 ani de zile aproximativ, am ajuns să fac lucruri mult mai mari. Să, care? să încep să, să fac lucruri care depășeau imaginația părinților, noi să spunem așa. Păi, de la a fura, eu știu, o gumă și o bomboană, am început să cunoaștem persoane mult mai mature ca noi, care, să spunem așa, ne-au racolat, ne-au câștigat pe stradă, dorind să lucrăm pentru ei, normal, pentru, contracost. Îmi iei uh, cu tare parfum, cu tare telefon, cu tare laptop, cu tare haină, vă recompensăm cu atâta. Și normal, mi-a mi surâs ideea, mi-a plăcut și m-am băgat. Și atunci, asta a fost de început, să zic așa, primii 2-3 ani în anturajul ăsta, ne-am ocupat doar cu uh, lucrurile acestea mărunte, să zic așa. Furam parfumuri, haine de firmă, pentru că în școală le vindeai foarte repede decât să dea 100 de euro pe un parfum și pe un telefon, ne de dădea 9, 30, 40, 50 de euro. Și asta o condus la, rapid la o inflație, să spunem așa, de, de comenzi. Văzând că curg banii, efectiv, am fost hipnotizat, să zic așa. Deci tu eu cu furtul te-ai confruntat cel mai tare. Da, din păcate. Da. Furam tot ce puteam. Bun, presupun că anturajul ăsta te ducea și în alte zone. Da, zile la început pregă. a fost doar furtul și uh, orormat, urmat mai apoi ani de zile când am început să cunosc alte persoane din alt mediu, care nu doar că furau, ci să și ocupau de tot ce înține de droguri. Acolo a fost uh, oarecum lațul care m-a prins mai puternic decât furtul, să spunem așa. dezvoltă-ne un pic aici. Da, păi mi-aduc aminte... Stai să spun o chestie. Un lucru care l-am aflat de curând e că și în România uh, a, la trei permise luate pentru uh, două sunt pentru alcool și una pentru droguri. Hm. Deja procentajul e foarte mare și trebuie să fim foarte atenți la asta. Hai să discutăm puțin, să ne povestești. Da, eu uh, mi-aduc aminte, cum am început eu, care a fost experiența mea de început, Uh, eram într-o mașină cu un tânăr, uh, mi-aduc aminte, marocan. Uh, ambii uh, am consumat alcool foarte mult în seara aceea, fiind weekend. Uh, trebuia să ne deplasăm într-un alt oraș, și la un moment dat am oprit într-un peco și băiatul ăsta mi a zis, măi, uite, noi suntem amândoi uh, amețiți. Am o soluție să ieșim din amețială și să ne revenim să ne putem continua noaptea. Și am întrebat, măi, dar cum? Cum adică? Uite, nu se poate. Și mi-aduc aminte pentru prima dată că am scos așa o carcasă de cd și am scos un plicoleț uh, cu ceva praf alb și pentru prima dată am intrat în contact. Întrebându-l ce este, eu zis, nu întreba, tu probează. Și în secunda, doi, fără dar și poate, fără să mai stau pe gânduri, Ai probat. am probat și... Oricum era amețit un pic n-am mai avut, să spunem așa, o șansă să dau înapoi, fiind acolo doar eu cu el, oarecum el m-a și uh, provocat. Că -așa, așa, așa se întâmplă și astăzi. Măi, tu nu guși, tu ești mai slab, tu ești mai... M am zis, nu, vreau și eu. Și am gustat. Și aia a fost prima dată. Aia a fost prima dată. Din cât, șirul multor nopți. Cât, cât de departe ai ajuns cu asta? Măi, uh... eu am consumat cocaină, Cocaina e o substanță care afectează foarte mult tot ce ține de sistemul cerebral, să zic așa. Și asta m-a dărâmat foarte puternic. O durat aproximativ 5 ani de zile. Din seara când am gustat, pentru mine a fost un laț atât de puternic, așa de mult, nu că mi-a plăcut, așa de mult m-a impresionat adrenalina care mi-a oferit-o și gândurile care mi le aducea, încât din seara aceea, aproximativ la săptămână, consumam. La început. Și mai apoi, efectiv, am ajuns dependent. Nu puteam fără. Ce face un dependent de droguri? Un dependent de fără. droguri face orice... Să facă rost să facă rost de ceea Bătarea ce de este dependent. Exact. Când ești dependent, e ca și cum ești dependent de aer, de apă, de odihnă, de familie. Nu poți fără. Așa eram eu. Am ajuns în postura încât eram capabil să iau viața unui om ca să-mi stâmpăr dependența. Până acolo se duce. Wow. Și da. cum îți câștigai banii ca să-ți cumperi? Că presupun, sunt scumpe toate chestiile astea. Foarte scumpe. Eu cred că în acești cinci ani pot să spun așa că probabil am cheltuit zeci de mii de euro pe drogul respectiv. Deci sunt foarte scumpe. Wow. Eu îmi procuram banii din lucruri ilegale, nocturne, noaptea, din furt, din înșelăciune normal că după ani de zile am cunoscut un fel de gașcă de bandă foarte bine organizată care m-a introdus tot mai adânc și am început și să vând Deci făceai comerț Exact Comerț și consumator spunem Acum așa. eu nu vreau să punem mult pe asta, vreau să, da. să trecem la următorul pas Vreau să spui ce înseamnă să te elibereze Dumnezeu de așa ceva Uh, nu de mult vorbeam cu un prieten din echipă ziceam, am un, am un alt prieten care a, a ajuns dependent face, nu, să mai înțelege nimeni cu el uh, greu l-au luat, l-au dus într-un centru de uh, reabilitare uh, a, a fugit de acolo s-a dus în străinătate, iar l-au prins încă o dată, ce înseamnă asta? Cum, cum poți să ieși de acolo? Uh, da, din punct de vedere medical și psihologic nu există șansă pentru o persoană super dependentă, cum eram eu, să fie liberată. Deci, cazurile de recidivă sunt foarte mari. Și am citit recent un, un studiu făcut de o clinică în cazul dependențelor, că peste 80% din cei internați, ajungând din nou în stradă, dependența recidiviază în viața lor și mai apoi ajung la deces la moarte. Deci, oarecum imposibil din punct de vedere uman. Bun. Și cum s-a produs în cazul tău? Eliberarea mea a venit pe fondul unei minuni, să spunem așa, după mulți ani de, de rugăciune, de post a părinților. Îți dai seama că au fost distruși. Normal, având părinții credincioși, normal că au accesat unica putere de eliberare și anume puterea lui Dumnezeu. La mine povestea a fost uh, foarte simplă, să spunem așa, în contextul eliberării. Mi-aduc aminte că eram în cameră la mine, uh, într-o noapte, aproximativ la ora 12 noapte, a trebuit să plec undeva la Madrid. Uh, mi se propusese, să spunem așa, o miză foarte mare de bani, 70.000 de euro, uh, având și multe datorii, având probleme cu legea, am zis, măi, mă bag, pentru că e nevoie să scap cumva. Aveam datorie la cei care îmi procurau drogurile și n-am mai apucat să, -i, să -i le plătesc. Dar în timp ce eram în camera mea, pe fondul o avusese mama mea urmă cu peste 23 de ani, Dumnezeu avea să facă una dintre cele mai mari minuni din viața mea și din orașul respectiv, pentru că orașul Elce din Spania, în timp ce locuiam eu acolo, era unul din orașele cu, cu cel mai înalt nivel de dependență din Spania în ce privește consumul de droguri. Eu eram una dintre victime. În timp ce eram în camera mea, efectiv Dumnezeu a decis să coboare, să pună punct final dramei mele personale și Așa Dumnezeu a să vorbească. Da, eram în camera mea, așteptam telefonul să sune și deodată, efectiv, Duhul lui Dumnezeu m-a copleșit, fără să mai am experiență eu cu... Deci eu nu știam ce se întâmplă, dar efectiv mi-am dat seama că ceva, ceva supranatural are loc și Dumnezeu a început să-mi vorbească, să-mi comunice. În Duhul meu, în mintea mea, în inima mea, am început să aud o voce din partea lui Dumnezeu care efectiv mă chema. Dându-mi detalii clare despre viața mea, despre ceea ce vrea să facă Dumnezeu. A fost un moment unic, special, supranatural, minunat, o minune. Și cum s-a întâmplat? Dintr-o dată te-ai lăsat de tot? Nu. nu. Uh, nu. Uh, uh. În seara respectivă, în timp ce Dumnezeu îmi vorbea, Domnul oarecum mi-a spus să merg la biserică, la o casă de rugăciune. Acum, la ora aceea târzie, toate bisericele sunt închise. Dar una nu era închisă. Nu era la către ea. Și, efectiv, am ascultat. Deci, e o voce ți-a vorbit? Da. Să mergi la biserică. Da, exact. Și, fără dar și poate, așa cum eram îmbrăcat, nu mai-mi aduc aminte exact, am plecat. Biserica locală, de atunci din El, ce era aproximativ la 5-6 km de distanță de unde locuiam. Pot să zic că am ajuns într-un minut, nu știu cum. Dumnezeu a făcut această minune scoțându-mă din camera mea, de unde nu ieșeam cu alte ocazii, nici bătut, pentru că eram acolo închis, dar ajungând la biserică, după câteva minute, efectiv Dumnezeu începea să, să lucreze. Bun, ce s-a întâmplat acolo la biserică? Zic că noaptea da. Biserica deschisă noaptea? La ora 12 și un sfert și 20 aproximativ, atât eu, cât și încă doi prieteni ai mei, trei prieteni ai mei, ne-am întâlnit toți patru în același minut în fața adunării, adică. în deci Stai puțin. Deci a fost ceva minunat, ceva supranatural. Bun. Dumnezeu le a vorbit și lor să meargă în fața bisericii autor români. Exact. Autor -români. În aceeași noapte, la toți patru, ne-a vorbit Dumnezeu în locuri diferite. Același glas, același Dumnezeu. Nu ai telefonat? Nu, N -am, pe, nu mai aveam legătură cu respectivii băieți de ani de zile. Eu m-am rupt complet de anturajele românilor. Am înțeles. Erau prieteni tot din biserică, tineri care din adolescență au luat drumul lumii și au ajuns dependenți uh. Bun, ce s-a întâmplat? În fața bisericii, da, toți prietenii, ne-am întâlnit acolo. Vă dai, îți dai seama că am rămas șocați. Măi, ce cauți aici, ce cauți aici? Eu unul plângeam, un altul, fratele Marinel plângea. Și atunci am început să discutăm puțin între noi până să iasă liderul de tineret, fratele Ovidiu Gadja, care se ocupa atunci de vremea aceea de tineri și băieții ăștia trei ori mărturisit fiecare în ce loc or ajuns, în ce loc au fost și glasul care le-a vorbit să vină la adunare, exact cum i-a mi vorbit mie în cameră. Fără da și poate Ovidiu, văzând ce se întâmplă, fiind în poșii rugăciune de ani de zile pentru noi, pentru prinși de război, pentru fii risipitori, dai seama că scoplești și de plâns, de deci voi ceea ați, ce vedea. ați intrat voi înăuntru sau au ieșit ei afară? Nu, deci Dumnezeu a făcut o, o lucrare deosebită. În momentul când noi am, am ajuns în fața adunării, în momentul acela fratele Ovidiu ieșise din casa de rugăciune pentru a la aer, efectiv să se recreze puțin. Dar în momentul când a ieșit, ne-au întâmpinat, l-am întâmpinat, ne-au ne văzut în stradă și în momentul a au rămas efectiv șocat. Ce v-a întrebat? ce căutați aici? <laughs> ce se întâmplă? Nici el nu înțelege. La care am sărit eu primul. Eu, înainte cu vreo două săptămâni, fusesem internat, am căzut în comă, undeva într-un club de noapte, stat internat, era să mor, să zic așa, Dumnezeu a făcut o minune în spital, am ieșit pe, pe picioarele mele, după o supradoză foarte mare, medicul îi spusese tatălui meu că peste 90 și ceva la sută din sânge era infectat, și tatăl meu atunci i-a spus medicului respectiv că el are un Dumnezeu mare și băiatul lui se va ridica și va pleca acasă, așa au și fost în a treia zi. Și eu am sărit primul. Când fratele Ovidiu ne-a întrebat ce facem și ce se întâmplă, el nu știa. și am zis, măi, uite, mi-a vorbit Dumnezeu în cameră. Mi-a spus să vin aici. Restul, când prins și ei curaj, au spus, măi, eu am fost în cinematograf, eu am fost în club, același glas mi-a spus să vin. Toți patru în același timp. Ne-am întâlnit în fața adunării. Wow. Fuh. Da, a fost ceva minunat. Și ați intrat înăuntru și ne să înăuntru, că... înăuntru o atmosferă de cer, peste 25 de tineri. Era în rugăciune deja de câteva ore, plin de Duhul lui Dumnezeu, făcuse stăruință și Dumnezeu a prelungit programul, să spunem așa, în rugăciune, neștiind ei ce avea Dumnezeu să facă în acea noapte. Bun, ce avea să fac? Păi, m-am intrat înăuntru, au urmat niște scurte prezentări. Fratele Ovidiu Gagea, ca un băiat înțelept, ca un frate înțelept, au început să le spună celor tine, de fapt, cine eram și de ce era nevoie urgentă de rugăciune. Normal, ne-au prezentat, au spus absolut ce se întâmplă și au urmat rugăciunea pentru că a fost. schimbarea și eliberarea noastră. O rugăciune ce a durat aproximativ patru ore de luptă spirituală pentru patru suflete. Patru suflete, patru ceasuri. Ce spunem așa? Astăzi toți sunteți credincioși. Toți. Toți credincioși, cu familii, misionari și lucrători în via Domnului. Slavă Domnului. Da, slavă Domnului. Ceva deosebit. Oh, hai să le dăm la oameni câteva câteva sfaturi. Tu le poți da, ești în măsură. Ce să facă cei care sunt în anturaje rele și văd că direcția e aceeași care au avut care ai avut-o Ce să facă oamenii care deja au intrat în anturaje și deja sunt dependenți? Păi, cei care sunt în anturaj și văd că o iau în jos, singura soluție e să o rupă cu anturajul respectiv. Cum ar putea să o facă? Uh, știi că nu poți. Da, Păi cerând în primul rând ajutorul Dumnezeu în rugăciune și mai apoi cerând sprijin de la oameni capabili să ajute, chiar mentori, consilieri spirituali, păstori, oameni ai rugăciunii care stau în spărtură și pot să ajute un tânăr sau o tânără sau un grup de tineri să fie smulși din acel anturaj, care la un moment dat îi va nenoroci. Da, mi se pare o problemă foarte actuală și foarte complexă, care cred că, în care cred că biserica ar trebui să investească mai mult, adică să ne ocupăm de fii risipitori, de oamenii care astăzi se confruntă cu o grămadă de lucruri, mai ales tinerii, și uite de la ce să pornească, de la o frustrare, apoi de la o gumă de mestecat, o furăm și ajungem la lucruri complexe. Da. Uh, cei care nu pot să facă, care sunt în interior deja de mult timp, ce sfat ai avea pentru ei? Uh, cum, cum se iasă de acolo? Da, eu cred că diferă de la caz la caz. Cazul meu a fost oarecum unic, special, pentru că pe mine Dumnezeu m-a smuls el însuși, să spunem așa, coborând la mine, vorbind un -mi. dar. Pentru cei care au ajuns deja într-un anturaj, fie droguri, fie alcool, fie uh, orice alt păcat, îi se cere ajut să, cere, să să ceară ajutor. Eu cred că atunci când ai nevoie de ajutor, îl ceri. Da, trebuie să, trebuie să le spunem la oameni că nu trebuie să aștepte o voce cum Domnul ți-a descoperit exact. și să... Stai că vreau să-mi vorbească și mie Dumnezeu. Exact. Trebuie să meargă ei direct la persoane spirituale care au... De la Dumnezeu puterea asta să se roage pentru ei și să fie eliberați, nu? Sau la părinți. Sau la părinți, prima dată, nu? Deschizându-și inima față de părinte, eu cred că părintele știe să pună problema într-un mod diferit de sușitor, în primul rând, pentru că uh, mama, tata uh, gândește cu inima. Tu în curaj rând. să vorbești cu părinții? Uh, până la un moment dat, da. Uh, dar în momentul când fratele meu mai mare o descoperi, să spunem așa, dependența mea, prinzându-mă în cameră, drogându-mă, atunci mi-am închis inima absolut. Când, de fapt, trebuia să-mi o deschid. Deci, de obicei, tinerii nu, tineri, adolescenți, nu se prea deschid față de părinți. Din teamă, din frică. Că vor fi bătuți, că vor fi pedepsiți, că vor fi alungați de acasă, că, da, s-a întâmplat și cazul să fie adolescentul, tânărul, captiv, să fie amenințat de proprii părinți, din păcate. Se întâmplă și cazuri, cunosc cazuri. Îți iei bagajul și pleci, ceea ce e dramatic. În loc să-i arați ușa spre interior, tu arați ușa spre exterior. Eu L-ai deschiz, pierdut. Eu deschiz. eu deschiz. Da. Oh, fratele Marius, Dumnezeu de atunci ți-a schimbat viața. 100%. 100%. Am. Ce înseamnă 100%? Păi 100% înseamnă că tot ce a fost vechi, moartea mea spirituală, efectiv, o înlăturat-o și m-a readus la viață, din moarte la viață, efectiv. Tot ce ține de mentalitate, de gândire, de planuri, de perspectivă, chiar și organismul meu a fost regenerat 100% față de ce am fost în trecut. În momentul când tinerii aceștia s-au rugat, și Dumnezeu a făcut minunea eliberării, efectiv, în seara aceea Dumnezeu o reabilitat în întreaga mea viață. Slavă Domnului! Ai zis că 100%, hai să vedem. 100% de atunci ți-ai schimbat percepția banilor, 100%. percepția vieții, da. a slujirii de atunci, lucrurile merg într-o altă direcție. Astăzi ești evanghelist, da? ești pus și în slujba de diacon. Da. Cum vezi lucrurile din trecut? Cu ce vrea să-i ajuți pe cei de astăzi ca să nu mai treacă pe unde ai trecut tu? Ce viziune ai în direcția asta? Că presupun că te doare foarte tare pentru cei care trec pe acolo. Foarte tare și în ultimele luni am întâlnit foarte multe cazuri de părinți disperați din biserici locale, atât în țară cât și în afara țării, de fete și băieți care, din nefericire, au căzut în dependențe de droguri. Și eu cred că este alarmant creșterea numărului și tocmai numărul acesta crescând, ar trebui să dea semnale de alarmă părinților, păstorilor, bisericilor locale, să se facă ceva, să se organizeze oarecum, în așa măsură încât tinerii ăștia, adolescenții ăștia, să aibă un loc de refugiu, să fie ajutați. Crezi că dacă în viața ta s-ar fi implicat biserica sau părinții într-un mod diferit, n-ai fi ajuns până acolo? Nu pot să spun neapărat lucrul ăsta, dar mi-aduc aminte foarte bine că în momentul când am deviat și am început să gust oarecum lumea, biserica locală a fost foarte reticentă. Foarte rece. Adică, mi-aduc aminte și acum eram în parc și se terminat duminică biserica. Și mulți dintre frați treceau prin fața parcului și eram acolo pe bancă. Dar niciodată nimeni nu s-a oprit. Așteptam, urlam înăuntru meu, măi, să se oprească cineva să mă treagă de mânică să-mi spună, hai cu noi, hai înapoi acasă, hai înapoi la Domnul. Nu s-a întâmplat. Ori cred că biserica care ar trebui să fie un samaritian, la fel ca în pilda din Biblie, să uite, în primul rând, de preoție și de levitism, da? Și să se apropie de cel căzut între tălhari, să-l smulgă efectiv. Da, eu cred că mulți dintre ei nici măcar nu mai au putere să strige după ajutor. Da. Așa că e vremea asta în care trebuie să lăsăm confortul nostru, să lăsăm anumite regulile noastre. De multe ori mi-am pus întrebarea dacă Dumnezeu mă cheamă într-o zi să mai, să mai fiu la o slujbă, într-o. hai să-ți dau un exemplu eu, până te mai gândești tu la restul. Într-o duminică dimineața am fost la o femeie în vârstă bătrână și i-am dus niște pavele ca să punem în fața, în fața curții. Ploua foarte, foarte tare, ploua torențial și oamenii mergeau la biserică, era duminica dimineață. Eu m-am dus cu pavelele și trece, trece, un, un necredincios și zice ce ispită te pune diavolul să faci astăzi, duminica dimineață? Și zic, frate, sunt în misiune câteodată m-am gândit că poate Dumnezeu ne cheamă și la altceva. Nu ne cheamă Dumnezeu, nu ne-a zis niciodată, uh, vezi la câte slujbe ești. Cu toate că e foarte bine să fim acolo. Uh, ne, ne, ne trimite la loc, în locurile unde e nevoie de noi. Da, foarte interesantă afirmația care o spui tu. Da, este o nevoie foarte mare și urgentă. Ar trebui să se facă ceva, am eu o vorbă, nu de mâine, ci de ieri. Trebuia. pentru că de la lună la lună, de la an la an, problema drogurilor în rândul crești, tinerilor creștini va crește. Nu e o profeție personală, dar va crește. Văd ce se întâmplă pe teren, în timp ce noi ne bucurăm în biserici, în slujire, mulți din ei mor spiritual și mai apoi și fizic. Și trebuie să spunem că nu numai cei drogați au nevoie. Nu. Da. Și cei care au căzut din alte motive. Exact. Domnul Isus să binecuvinteze liderii, să binecuvânteze Amin. pastorii, preoții să se ocupe uh, de, de fii risipitori, de oamenii care au căzut. Biblia spune la un moment dat că toți cădem. Așa e. Dar cel înțelept se ridică tot de atâtea ori. De șapte ori cade și de șapte ori se ridică. Da, frate Marius, deci eu sunt așa puțin uimit de toate lucrurile care tu mi le spui. Cred că sunt mai multe. Povestește-ne puțin despre viața ta de slujire. Hai să trecem la partea asta. Dumnezeu ți-a schimbat viața. Da. Ce viziune ai tu? Ce dorință? Știu că ai fost în zona Radului, acum te-ai mutat în județul Bistrița să slujești acolo. Ce viziune ai pe, pe următoarea perioadă? Da, actualmente slujesc la Dej. Am slujit foarte mulți ani în Oltenia, ca misionar, imediat după perioada de convertire, să spunem așa. Am fost uh, sub tutela unui frate pastor, frate Nicu Mărgăian, s-a ocupat de noi. În ce zonă? Uh, Elce, Spania. Nu, nu, nu în, în, în Oltenia. În Oltenia, un... a, în Sterpoaia, județul Gorj. Ok. Da. Uh, a format un grup de aproximativ 12 tineri, ne întâlneam regulat la studiu biblic, la rugăciune și din Spania am plecat misionar în Oltenia. Am locuit câțiva ani, uh, făceam uh, tranzitul Oltenia-județul Arad. Și în timpul ăsta mi-am cunoscut soția Da, stai puțin să și e, ]va deosebit. Venim, venim până la soție Acum, până la cunoașterea ei Mie mi se pare foarte interesant contrastul Tu vii direct de la droguri din Spania Și te trimite domnul direct misionar în Oltenia Da, da <laughs> Care e da. diferența? Păi numai un om care trece prin greu Poate înțelege greul altuia să spunem așa, și Oltenia, în momentul că noi am ajuns acolo, în urmă cu aproximativ 8 ani de zile, Oltenia era un fel de mine Europa, cu tot ce vrei, cu droguri, cu alcool, cu vrăjitorie, deci un teren foarte arid din punct de vedere spiritual, legat de foarte multe legături. Și Dumnezeu ne-a trimis special pentru a elibera, a planta o biserică. Și într-adevăr a avut loc plantarea unei biserici Dumnezeu lucra minunat în anii ăștia. Slavă Domnului! Au fost deosebit. Interesant. Ne spui ceva experiențe din Oltenia? Mă, da. Ce să zic, prima experiență cu Oltenia a fost una la nivel spiritual, ca așa, supranatural, fiind un loc investat de vrăjitorie. Normal, fiind noi tineri, ajungând acolo, ne-am izbit, să spunem așa, de realități și doar le citisem în Biblie. Prezența unor duhuri, insomnie, lupte spirituale, pierderi materiale. Efectiv, diavolul încerca să ne oprească din misiunea la care ne-a chemat Dumnezeu. A fost ceva Am înțeles. Dă-ne un exemplu acum, din toate. Un exemplu? Păi mi-aduc aminte că eram, la un moment dat, noi aveam cer de rugăciune de 24 de ore. Fiecare dintre noi aveam un timp la dispoziție, o oră de rugăciune, fiind doi câte doi. Și mi-aduc aminte, într-o noapte, în timp ce eram adunați, un frate ce era acolo cu noi, avea și dar de, de descoperire, Dumnezeu ne-a alarmat, ne-a înștiințat oarecum să vegem că în ziua respectivă, deci cum ar veni în dimineața următoare, avea să aibă loc uh, un accident de mașină, noi trebuia să mijlocim ca el să nu aibă loc. Dar au fost interesant că Duhul lui Dumnezeu descoperea ceva deosebit. Fratele păstor trebuia să plece înspre casă cu un, cu un tânăr și domnul a zis, măi, fiți atenți pentru că diavolul va crea un fel de, un soi de iluzie înaintea ochilor păstorului ca el să facă accident și să moară. Și, într-adevăr, da, s-a încheiat rugăciunea, lucrarea, a doua zi dimineață am sunat urgent pe fratele păstor să vedem ce s-a întâmplat. O zis, fiind în Deva, în oraș, Fiind foarte obosit, după atâtea ore de condus, au zis că, efectiv, a văzut cu ochii de carne un cal alb care venea frontal spre ei. În momentul acela, fratele a tras volanul, s-a izbit într-o altă mașină și a rămas acolo. Dar, de fapt, calul nu a fost fizic. A fost o iluzie. Ce bine, însă, că nu s-a încheiat cu decesul fraților, ci doar cu paguba mașinii și altor mașini și tot a fost bine. Asta doar o experiență. Avem experiență de convertiri uh, al unei vrăjitoare. Vrăjitoare care dacă era plătită cu o sumă de bani putea să producă divorți chiar moartea unor persoane. Femeia respectivă e în biserica din Sterpoaia. Serios? În ziua de astăzi, Hristos o atins, o mântuit, o eliberat-o și a însuși are o mărturie deosebită, cum Domnul s-a prezentat și o schimbat viața ei. Mărturile sunt foarte multe, slavă, experiențele. Deosebit. Slavă Domnului. Foarte fain. Hai, povestește-ne despre una din minunile tale mari. Da, păi am experimentat foarte multe minuni cu Domnul, dar o minune mare, a fost imediat după ce Hristos a atins, după convertire, având foarte multe probleme cu legea. Probleme, problemele m-au urmărit și după ce am fost convertit, Sigur. pentru că ce am semănat, secințele au venit. Și ultima, am avut mai multe condamnări în anii când eram așa, legat de droguri, fiind făcând foarte multe probleme. Ultima condamnare am avut-o de șapte ani de zile de închisoare. Și la câteva luni de zile, din nefericire, m-am trezit cu mandat de arestare, pe numele meu, în 24 de ore. Acum, fiind pocăit, fiind născut din nou, m-am dus la părintele meu spiritual, la păstorul meu, la frate Nicu Mărgean, am întrebat ce e de făcut, plec în România, fug sau rămân și mă înfrunt destinul, situația. Normal că frate Nicu mi-a sugerat să nu plec, să nu fug am rămas, ne-am rugat și mi-aduc aminte că înainte cu o noapte să merg la tribunal ca să mă predau, am avut un vis. Din partea lui Dumnezeu eram într-o cameră așa întunecată și în timpul visului o lumină a pătruns în camera mea. Eram pe genunchi, mi-aduc aminte și același glas pe care l-auzisem au în duhul meu, în mintea mea, în, în cameră. Mi-a vorbit, mâine vei vedea puterea mea la lucru. Și s-a încheiat visul. M-am trezit dimineața, apel ora 6, m-am pregătit, mi-am pregătit bagajul, frate Nicu a venit cu mine, cu încă doi frați, cu dar de descoperire, pe mașină, în, în drum spre tribunal, am lucrare din partea Domnului, exact ce mi-a spus Domnul Vis. Tinere, astăzi vei vedea puterea mea la lucru, s-a văzut și în vedenie cum o foarfecă mare albă tăia filele vieții din trecut și Dumnezeu adăuga file albe, strălucitoare, noi la viața mea. Deci, ce simbolizând un nou început. Fără dar și poate am ajuns la tribunal, acum în sară furi un port de dus 5 ani. Eu am meritat mult mai mult, pe drept am meritat, dar Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință, de nebunie și tocmai aici bunătatea lui Dumnezeu, mila lui Dumnezeu. Am ajuns, procurori, avocatul care se ocupa de cazul meu a venit, m-a preluat, a fost dus într-o celulă și mi-a spus, zice, mai Mario, cum spunea el în spaniol, mai Mario, nu mai pot face nimic pentru tine, până acum te-am scăpat, fiind din adolescență acolo, te-am scăpat, ai mai stat închis în centre de minori, de data asta nu mai pot face nimic. Ai șapte ani, acceptă șase și asta este. Îți accepti destinul. Și mi-a spus ceva care mai apoi mi-am dat seama că Dumnezeu vorbi prin gura acestui bărbat, chiar dacă nu era pocăit, zice Mario, de aici numai Dumnezeu te va scăpa. Și așa o și fost. În timp ce eram acolo în sală, nu mi-aduc aminte exact, pentru că eu eram cu spatele către ușă, a intrat o persoană cu un plic, atât am zărit, automat garda o lor oprit pe acel bărbat, eu am fost din nou dus la subsol, era o fel de celulă, unde mă țineau, și după aproximativ jumate de oră am reintrat în sală. Totul a fost o minune, exact cum avusesem în vis și pe mașină în lucrare. Acum îl văd pe procuror, s-a uitat la mine roșu, așa ca o roșie, și a zis, nu mai înțeleg. Și am rămas șocat. Ce nu înțelege? Cum? Ce, ce se întâmplă? Eu, eu, avea un plic alb în față și a zis, uite, de astăzi înainte ești liber. Eu am rămas, am, zis, am început să plâng, am... Mă cutremuram tot din cheieturi, zic, nu se poate, cum? Păi eu am condamnare, am prentele acolo, sunt vinovat. Recunosc, mai ales fiind acum întors la Domnul, minciuna departe de mine, nu? O zic, nu, 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 ești liber. Dar, ca să nu scapi ușor, uite, trebuie să plătești un an de zile de închisoare pe cauțiune. Acum a zis și mi-a spus, acum trebuie plătit. Fără dar și poate fratele pastor s-a ridicat auzind ce să spune, el înainte cu o zi era la rugăciune cu tinerii rugându-se pentru mine, acei tineri care se rugaseră pentru eliberarea mea, ei au făcut o coletă. O zis, măi, hai să facem o coletă, o coletă, pentru Marius dacă merge la tribunal, poate e nevoie. Exact suma pe care o cerut-o instanța o a avut-o fratele complic. 600 de euro pentru un an de zile de închisoare și am ieșit pe cauțiune. Deci am vorbit cu avocați, am vorbit cu alte medii, o zis, nu se poate să scapi. s au vorbit și în presă atunci, în, în Spania, în presa locală și în multe părți, chiar unul din comisarii care se ocupau de cazul meu a zis măi, tu ai fost la vraci, ceva s-a întâmplat. Și am zis nu, Iisus Hristos m-a eliberat. Ai aflat ce era în plicul ăla? Nu. Nu. N-am aflat nici până ziua de astăzi, dar probabil a fost sentința divină acolo Slabă care semna libertatea mea povestește-ne puțin despre soția ta despre cum te-ai cunoscut presupun că i-a fost greu să, să știe trecutul tău și să căsătorească cu tine da, dar ca pentru oricine Dumnezeu pregătește persoana și ajutorul potrivit eram misionar în Oltenia făceam atunci tranzitul ăsta Arad-Oltenia și așa mai departe, a Grijul Mare și la un moment dat, frații de la Grijul Mare, mi-aduc aminte, ne-au invitat pe toți patru, pentru că eram patru misionari în Oltenia, să venim să depunem mărturii, să ne rugăm, să predicăm, să slujim. Și fiind acolo, s-a terminat adunarea și am mers într-o curte să mâncăm ceva. Și la un moment dat zăresc o tânără, o fată, care ducea platouri cu sandvișuri, <gângânt> mișuna pe acolo ca o albină și eu, fără dar și poate, m-am uitat. În momentul când m-am uitat, parcă ceva a explodat în mine. Zic, măi, asta e. Nu știu, așa fără... Dumnezeu a pregătit-o. Fără dar și poate întreb un băiat în lângă mine, un frate, zic, cine-i tânăra respectivă? Zice, uite, fata cu tare, din ineu, ne poate soarele unde mâncăm în curte. Zic, aș vrea și eu să mă cunosc mai bine cu ea, un număr de telefon, pentru că dacă nu faci pasul, nu, domnul nu o să ți-o așeze așa în brațe, că trebuie să faci ce ține de tine, în primul rând. Și tot a început de acolo. Am luat atunci, era pe vremea Yahoo, am început să o abordez într-un mod finuț, să zic așa, cu bun simț. Și din momentul când ne-am cunoscut, în 8 luni de zile, eu am fost bărbat însurat. Deci nu a durat nici mai mult, nici mai puțin am cunoscut-o, i-am explicat, i -au, auzit mărturia mea în biserică, am întrebat ulterior, uite, nu ți teamă, nu vrei alt băiat, mai pur, mai curat, mai fără trecut, fără antecedente, eu zis nu. Simt, cred în inima mea că tu vei fi soțul meu, potrivit din mâna lui Dumnezeu. Și așa o și fost. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Astăzi aveți câți copii? Patru copii, trei fete și un băiat. Bogat. Da, foarte bogat. Deci îmbogățit diferit. Da, amin. Corect. Nu cu cecuri, nu cu bani, cu copilași. Mulțumim Domnului. Și cu Hristos, care e cea mai mare avuție pe pământul ăsta. Amin. Amin. Slavă Domnului. Da. Da, Marius. Mă, mă bucur de ceea ce ne-ai spus, de lucrarea care Domnul a făcut-o în viața ta, de toate lucrările astea frumoase. Domnul te-a schimbat astăzi, ești evanghelist. Uh... O să mai povestim pe parcurs. Ne-am bucurat de mărturia ta. Dă-ne un sfat. dă un sfat pentru slujitori și unul pentru tineri în vremea asta. Ce vezi tu de pe terenul de lucru? Ok. Pentru slujitori, i-aș ruga să-și deschidă foarte bine ochii la nevoile celor din jur. atât din biserică cât și din exterior. E nevoia, mai mult, ca oricând să ieșim dintre ziduri, să ne ocupăm de nevoi spirituale, materiale ale oamenilor, cu un ochi înspre cei neconvertiți și cu un ochi spre cei ai noștri, din casă, din biserica locală. I-aș ruga pe slujitori să fie foarte deschiși, foarte blânzi, foarte răbdători, foarte iubitori. Fără ingredientele astea nu putem cuceri o inimă pentru Hristos niciodată. Plus de asta să se investească și material, financiar, pentru că noi vorbim adeseori de puterea lui Dumnezeu, dar puterea lui Dumnezeu lucrează și în funcție de când ne dorim noi. Mă las să specific ceva aici, da. eu mereu am spus-o. Da. Trebuie să investim mai mult în oameni decât în pietre, decât în bolovani, în ziduri. Să ne ajute Domnul asta. Amin. Ăsta ar fi satul meu pentru sugitori, din partea lui Dumnezeu, iar pentru tineri, să strângă rândurile, să-și prețuiască părinții, să-i respecte cât vreme mai trăiesc, să nu aleagă calea lumii niciodată pentru că își vor semna uh, propria condamnare, să prețuiască, să iubească ce au, nemulțumirea din inima mea m-a determinat să ajung unde am ajuns și să rămână în Biserica lui Hristos, să se implice în misiune, în lucrare, pentru că ceea ce oferă Domnul nu va oferi diavolul și lumea niciodată. Ce îi spune tu la Marius, cel din trecut? Astăzi, dacă ai, ai avea minte de astăzi. Da, uh, da probabil uh, l-aș uh, puțin, să spunem așa, dar uh, cu când, când privesc spre Marius, uh, privesc cu multă, multă milă și cu multă dorință de a fi reabilitat mult scos și aș spune să nu repete greșeala din trecut, să nu repete istoria, ci să aleagă cu adevărat voia lui Dumnezeu și calea Domnului. Și aș mai spune la Marius că există soluție. Există șansă, o a doua șansă. Ceea ce mulți nu mai oferă, o oferă Dumnezeu. Slavă Domnului! Mă bucur mult de cuvintele tale. Dragilor, astăzi am învățat că Dumnezeu când schimbă un om, o face într-un mod supranatural și frumos. Când curăță Dumnezeu, taie orice legătură a trecutului și Dumnezeu poate să transforme un om care a consumat droguri într-un om dedicat pentru Evanghelie. Uh, Marius, mulțumesc mult! Că Eu fost mulțumesc! Cu noi. Uh, Dumnezeu să te binecuvinteze pe tine, familia ta, Amin. biserica ta, slujirea care o faci, să te ajute Domnul să uh, aduci mult rod prin slujirea Amin. asta. Până aici discuția noastră, vă mulțumesc că distribuiți Vă mulțumesc că vă rugați pentru Marius, pentru casa lui, pentru biserica. pentru fii risipitori, astăzi trebuie să avem încă un motiv în, în plus de rugăciune, pentru cei care au căzut din diferite, diferite, eu știu, în, în diferite circunstanțe. Haideți să nu mai judecăm că cine știe ce frustrare a fost la baza oricărei căderi. Toate am învățat că nu se întâmplă instant, ci de la lucruri mici ajungem la cele mari. Domnul Isus, să ne binecuvinteze pe toți, să vă binecuvinteze pe voi. Vă mulțumim că ne ajutați distribuind. Rugați-vă pentru noi, ne stau în față multe provocări. Dar avem un Dumnezeu mare care ne ajută la orice provocare care e mare. Dumnezeu să fie slăvit pentru toate. Amen.